Inspir deasupra capului, ok? Expir, inspir, revin lent. Expir, revin lent. Apropie, dar lipește sus, mai lent, mai lent, ok? Și eu. Foarte. Ploieștenii îngrijorați de efectele meselor bogate de sărbători asupra siluetei iau cu asalt în aceste zile sălile de sport, făcând coadă la aparatele de forță și dându-le de lucru din plin instructorilor. Întotdeauna după perioada de sărbători, Paște, întotdeauna lumea vine mai intens la sală pentru a arăta bine, pentru a se simți bine. Da, întotdeauna punem pe primul loc sănătatea, după care restul vine de la sine. Pentru cei care vor mai mult, instructorii le pot oferi și programe personalizate, care să-i ajute să dea jos kilogramele în plus și să dobândească astfel o siluetă demnă de invidiat. Că vii des la sală? Destul de des. Care este motivul pentru care vii? Și kilograme jos, să întonific corpul, sănătate. După Paște o să... Trebuie, drob. S-a lăsat greu. Plus pauză de Paște. Trebuie muncit 2 luni de zile ca să dea jos drobul. Cum să meargă? Bine mergea, că după Paște s-a mai ușor. Vii des la sală? E a doua oară când vin. De aici încolo să vin aproape în fiecare zi. Mai puteți? Mai pot. E bine. Trebuie să faci mișcare în ziua de azi, nu? Gândiți că au fost sărbătorile astea bogate sau? Nu. Am zis că așa trebuie să fac, la o anumită vârstă. Și avem instructor care se ocupă de noi. Instructorii sfătuiesc însă pe clienții sălilor de sport să nu se rezume la a face mișcare doar în astfel de perioade și să profite de binefacerile acestui tip de activitate tot timpul anului, făcând din sport un stil de viață.